prin conferința de astăzi încercăm să tragem un semnal de alarmă adulților. În prima secțiune, adulți specialiști, fizioterapeuți, profesori universitari, viitori fizioterapeuți. Asta în prima secțiune, iar în secțiunea a doua ne vom adresa adulților părinți, profesori, bunici, cadre medicale, cadre didactice. Am încercat să facem acest lucru simplu, pe înțelesul lor, nu în termeni academici sau științifici. Ne-am gândit că cel mai bine ar fi să o facem în orele de dirigenție. Apoi, întrebarea a fost cine să țină aceste ore de dirigenție. Am căutat un profesor, aveam nevoie de un alt fel de profesor. Și cu nimic nu este întâmplător, l-am descoperit pe Bogdan Matei, actor. Și, într-adevăr, este un profesor altfel. Poate fi și cocoșat, poate fi și drept, poate fi și tânăr. Mă scuzați, am mâncat asta. Poate fi și tânăr și bătrân, dar asta doar pe scenă. Când coboară de pe scenă, face tunde, face sărituri, este iubit tot timpul de copii și face o mulțime de proiecte minunate pentru generația de mâine. Deci, ca și om, este perfect pentru ceea ce căutam, pentru acel altfel profesor. Apoi, ne-am gândit că pentru faptul că este special, așa cum special e tot ceea ce se întâmplă la Fisiokinesis, l-am desemnat imaginea campaniei Fisiokinesis. Deci, Bogdan Matei a devenit ambasadorul Fisiokinesis în campania Pășește drept în viață. Bună ziua, dragi invitați, estimați profesori universitari de aceeași speță cu mine. Într-adevăr, noi suntem puțin trăsniți. Într-adevăr, am devenit ambasadorul Fisiokinesis. Întrebarea este de ce dumneavoastră, ca specialiști, nu ați devenit ambasadori în locul meu ca să le vorbiți celor peste 600 de copii în cele două școli din municipiul Bacău. Știe cineva să răspundă la întrebare? Pentru că. Spuneți. Pentru că. Da, pentru că. Foarte bun răspuns. Foarte bun răspuns, pentru că în momentele care vor precede două minute, am să vă rog pe toți, așa cum fac eu la conferințele mele trăsnite, nu numai cu profesori universitari, dar și pentru dezvoltare personală și celelalte lucruri la care mai țin o conferințe, să pregătim, domnișoara, când sunteți pregătiți. Aș vrea pentru început, ca să ne destindem, pentru că orele sunt înaintate, ați băut și cafea, sper, dedicată. O să vă gustați mai târziu, nicio problemă. Până una alta, aș vrea să ne ridicăm cu toții în picioare. Haideți să facem un efort, inclusiv eu, chiar dacă vârsta nu permite. Așa. Timp de 50 de minute, nu știu cât durează conferințele dumneavoastră, dar timp de 50 de minute le-am vorbit copiilor despre cifoză, despre lordoză, despre coloană, despre platfus, iar orele, ați văzut că ați călcat pe niște pași moși colorați. Ei, sunt pașii copiilor care au participat la aceste lecții minunate de dirigenție, care sunt niște lecții de prevenție, pentru că prevenția este cea mai importantă. Iar orele s-au încheiat în felul următor, de asta am vrea să ne deschidem, pentru că câteva ore vom sta înțepeniți în scaune și nu e bine pentru coloana noastră principală, la fiecare 50 de minute trebuie să facem puțină mișcare. Noi o să începem cu puțină mișcare. Hai, dăm drumul la mâncă. Tot ce trebuie să faceți este să faceți ceea ce fac și eu și o să avem o cifoză, o lordoză și o... Deci prima dată încercăm să ne relaxăm, că n-ați făcut încălarea de după aceea o să ținem niște conferințe de o să ne doară.